ieri de deputatul PNL Dăbovița Ioan Gurbescu. Este foarte importantă și cred că merită... Deputatul PSD, scuze. Deputatul PSD Dăbovița Ioan Gurbescu este foarte importantă și trebuie să intre în, în atenția dumneavoastră. Ni se repetă până la sațietate că nu trebuie să politizăm criza. Dar să punem întrebări, avem voie? Atunci să le punem. Este dreptul nostru constituțional, lucru pe care propaganda pro-guvernamentală ar face bine să nu uite. Așa cum se face că, deși premierul Câțu anunță că măsurile lockdown-ului de weekend dau rezultate, spitalele se schimbă peste noapte din unități non-COVID în unități COVID. După ce am văzut toți în cazul spitalului Foișor, fie marea relaxare liberală, e o glumă proastă și populistă, iar situația pandemică este un dezastru, fie metamorfozele spitalicești sunt un spectacol, iar guvernul liberal e cel mai eficient dintre toate cele europene din timpul acestei pandemii, ceea ce mă îndoiesc. Guvernarea haotică produce astfel de evenimente care ignoră realitatea, după care ni se spune că deciziile sunt pentru a servi binele comun al națiunii. Poate ar trebui să începem orice reconstrucție a raporturilor statului cu cetățenii cu revenirea la demnitatea statutului pacientului, la dreptul lui la servicii și îngrijiri medicale, la dreptul de a fi vindecat într-un sistem a cărui incompetență pare incurabilă. Avem nevoie de un Minister Național al Normalității pentru asta? Asta ar presupune câteva eforturi suplimentare din partea unei administrații pentru care plimbatul pacienților noaptea, când altădată numai hoții unelteau la câte ceva, e proba cele mai înalte și mai mature implicări în combaterea noului coronavirus. Deocamdată, singura știre corectă e următoarea. La câteva zile de la anunțarea marii relaxări și a revenirii la normal până la 1 iunie, adică de ziua copilului, România rămâne fără un loc liber la ATI în capitală. O normalitate în care nici copiii nu or să mai creadă. Marele pacient este însă România, a cărei schimbare la față nu e posibilă în aceste condiții. Ea e pacientul zero, care a externat din familia europeană a țărilor progresiste și democrate, printr-o condamnare repetată la marginalitate și inumanitate. Un pacient care se califică pentru orice secție, urgențe, terapie intensivă, chirurgie, reparatorie. Sunt tot mai multe de vindecat și tot ceea ce facem este să estetizăm efecte, pasând culpe, fără să ne îndeletnicim de cauze. Un management defectuos cu o guvernare tot mai palidă. În rest, tot ce contează e olimpiada dezastrelor, sub cârma cui se întâmplă răul cel mai mare. Ori o țară în care politica se face după principiul dezastrului nostru e altfel, e o țară care nu se face bine. Niciodată. Pentru că guvernarea nu înseamnă arbitrajul dezastrelor, ci depășirea lor. O ultimă remarcă. O țară se conduce și se administrează prin politici publice. Politici care sunt apanajul politicului. Decizia de a goli peste noapte spitalul Foișor nu a fost una tehnică depolitizată. A fost una politică luată de oameni politici, care ei au de dat explicații cetățenilor, nu tehnocrații, specialiștii. Este un act de lașitate să te ascunzi în spatele unor astfel de subterfugii. Prima este responsabilitatea politicului, restul sunt tehnicalități. Eu vă mulțumesc și o să